grăbește-te să-ți iei bilet la spectacolul anului. Lara și generația Z. Nu rata întâlnirea cu Iuliana Beregoi și actorii din Lara. Bilete pe iabilet.ro și la caseria Sălii Palatului. Din episoadele anterioare. Lara, ăsta sigur nu e șobolan. Nu știu ce caută în baza de date a poliției, nu știu cum și de ce a ajuns acolo. Îți trimit acum tot ce am găsit. Maria. Mama ta va fi foarte mândră de cum a evoluat. Ah, uite că a venit. Noapte bună. Am să-ți fac viața un iad și ție și prietenii tale. Mergem în casa unchiului meu, din nou. Dacă Hugo nu reușește, ești pierdută, copil. Crezi că să găsim ce căutăm? Lara, trebuie să fii acolo. Unchiul meu n-a lăsat nimic niciodată la voia întâmplării. De fapt, a lăsat ceva. Pe mine. Îmi pare rău, Hugo. Totuși nu ai de unde să știi ce s-a întâmplat. Așa e. Însă, totuși, mă gândesc... Unchiul meu s-ar fi întors și din gaura de șarpe. Era un supraviețuitor. Și sigur a ascuns și paginile alea undeva prin casă. Rămâne doar să le găsim, cât de greu poate fi. Hugo, căutăm paginile alea de 5 ore. Ești sigur că sunt aici? Aș putea părea mâncarea mea pe o săptămână, însă nu cu tine. Nu vreau să pierzi. Doar la mâncare te gândești? Da, regula e simplă. Mănâncă sau vei fi mâncat. Știi că nu e cel mai bun moment să zici asta, nu? De ce? Ți-e frică de întuneric? Nu, Hugo, nu mi-e frică de întuneric. Mi-e frică de ce se poate ascunde în întuneric. Glumeam, Hugo. Hai să vedem unde s-au ascuns paginile alea. L-am găsit. Nu-mi spune că vrei să mergi într-o vacanță pe mare. N-ar fi rău. Însă până atunci trebuie să găsim paginile, să o salvăm pe Maria, să-ți aflăm trecutul, să scăpăm de Fausta. Lista e lungă, să știi. La fel și noaptea care va veni în curând. Avem timp să căutăm. Hai! Te mișcare pe Dasis. Acum e rândul meu. Te rog, acționează cu grijă și încearcă să nu faci victime colaterale. A, și fără martori. Știi că nu las niciodată martori. Nu e genul meu. Da, tocmai de-aia am zis. Încearcă să minimalizezi deranjul. Linda. Sunt aici, dragule. Spune-mi sincer. Sunt singurul care are îndoieli cu privire la ceea ce facem noi aici?
Adică... Atunci când am intrat în agenție, aveam vise, aveam idealuri, voiam să salvăm lumea de nenorociții care vor să facă rău. Și acum, uite ce am ajuns să facem. Oare când ne-am schimbat atât de mult? Nu, nu ești singurul. Mă gândesc la asta încă de când am primit misiunea. Dar suntem soldați. Am fost învățați să respectăm ordinele. Nu suntem judecători. Noi suntem călăii. Judecătorii uneori greșesc, Linda. Știu. Însă doar așa pot să-mi recapăt tot ce am mai de preț. Știi de câte ori am visat-o? Mi-am imaginat cum a făcut primii pași. Cum a rostit primele cuvinte. Cum a crescut. Ceea ce pentru restul lumii e ceva firesc. Mie mi-a fost interzis. Și dacă va trebui să mă lupt cu restul lumii pentru ea, atunci restul lumii va avea o mare problemă. Azi voi face ceea ce trebuie pentru a-mi recăpăta copilul și pentru o viață nouă. Și încă ceva. Știi că nimeni vreodată n-a ieșit viu din agenție. Crezi că se vor ține de cuvânt? Nu cred, Asis. Însă am de gând să iau ce al meu cu orice preț. Nu e nimic mai periculos decât să stai între oleoaică și puiul ei. Aici trebuie să fie. Am căutat peste tot. Hai, deschide. Wow, Fausta va fi foarte mulțumită de furculițele astea. Trebuie să găsim paginile alea, altfel Maria e pierdută. Hugo, ziceai că unghiul tău ți-a lăsat niște indicii. Încearcă să-ți amintești. Nu mai știu, eram mic. Ne jucam de ascunsul comorilor. Mi-ascundea câte jucărie, iar după ce o găseam, mă jucam pe o măsuță. În timp ce el îmi făcea sandvișuri. Deci de acolo pasiunea ta pentru două felii de pâine și multe chestii între ele, da? Stai! Măsuța! Da, mi-ai zis că te-ai jucat pe ea. Nu, Lara. Măsuța aia nu mai e unde știam eu. Ani de zile a stat în același loc. E foarte ciudat. Oare o fi mutat unchiul meu? De ce ar fi făcut asta? Nu știu, dar trebuie să aflăm. Bine, domnule detectiv. Asta e. Statuia asta nu era aici. Parcă ar vrea să ne spună ceva. Sigur e un indiciu lăsat de unchiul meu. Cred că mai mult ar vrea să ne arate decât să ne spună. Lara, vino repede. Am găsit o inscripție. 5 pași către casă și 3 către rege. Sub sol vei găsi ce nu poți înțelege. Ce vrea să spună? Gândesc, Lara. Ai început sau abia te pregătești? 5 pași către casă, dar suntem în casă deja. Unchiule, ce ai vrut să spui? Hugo! Din nou, 5 pași către casă. Oare ar trebui să ieșim afară? Gândesc, Clara. Cât timp tu ai gândit, eu am găsit casa. Urma să-mi vină și mie ideea asta. 2, 3, 4, 5. Nu văd niciun rege. Ăsta nu pare a fi rege. Sau nu fi în timpul serviciului? Imaginează-ți-l cu coroană. Ce? Bine, domnule detectiv. Regele animalelor. Ești tare. 3 pași către rege. 1, 2, 3.
Subsolul de găsit ce nu poți înțelege. Paginile. Asta nu poți înțelege. Suntem aproape. Probabil sunt scrise într-o limbă străveche. Cine să le înțeleagă? Fausta? Subsol. Ăsta e parchet. Solul e pământul de afară. Nu e nimic aici. Subsol, Hugo. Trebuie să aibă sens. Subsol. Ce ai vrut să spui, unchiule? Pianul. N-ai nici cea mai mică idee care e nota sol, nu? Ba da, e aici. Le iau la rând. Nu. Și trezim tot orașul? Lasă-mă să te ajut. Nu știu cum și de unde, dar se pare că știu și puțină muzică. Karate, balet, muzică. Știi cam mult de pentru fată obișnuită. Te pomenești că ești chiar o prințesă. Vezi? Știam eu de ce îți spuneam așa că ne-am văzut prima oară. Nu sunt nicio prințesă, Hugo. Sunt Lara, ok? Hai să vedem ce e cu nota sol. Vă rog, alteță. Ceva blochează corzile înăuntru. Știi cum să-l deschidem? Adică nu ai învățat cum să deschizi un pian la cursul de prințese? Foarte amuzant. Hai, deschide-l. Nu cred! L-ai găsit? Să nu forțez prea tare, Melvin! Nu exagera! Să nu faci vreo întindere, ceva! Hai! 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 Nu una, să fie trei! Hai! Hai că poți! N-am ce să-i fac, domnule inspector. Trebuie să trag tare. Răufăcătorii nu iartă pe nimeni. Trebuie să mă pregătesc. Asta este! Evident, Melvin. Continuați așa, băieți. Sper să fiți în formă. Simt că se coace ceva în Lost City. Ești sigur? Bine. Da, așa rămâne. Bun. Vă rog să mă anunțați când ajunge transportul. E foarte important ca noi să ne pregătim. Melvin! Da, sper să recunosc omul. Bun, deci cash în bag, note mici. Am înțeles. Hai să recapitulăm o dată. Melvin! Deci, două pizza extra largi. Da, specialitatea casei. Lăsați că știți dumneavoastră mai bine. Specialitatea casei și vă rog cu sos de ăla bun, da? Da, de ăla, da. Perfect, așteptăm, mulțumim. Nathan, dar stai așa, nu zici nimic.
Emma, nu pot să stau cu mânele în sân și să mă uit cum Lara îmi fură tatăl. Adevărul e că în ultima vreme te-a cam neglijat. Stă numai la serviciu și se ocupă de cazul ăla. Lasă serviciul, Emma, dar la mall? Iubita, merg cu Lara și cu gând să le cumpăr haine. Pe bune? Seamănă asta datorie de serviciu? Ai dreptate, ce-i de făcut? Am adresa de mail a șefului poliției. I-a răspuns tatăre pe telefonul meu la un mail urgent, când avea telefonul descărcat. Și mi-a rămas adresa șefului salvat în telefon. Deja îmi place cum sună. Ce-ai de gând? O să trimit un mail de pe adresa mamei. Acolo o să semnalez faptul că inspectorul Vlad Munteanu se implică prea personal în cazul Larei și că își depășește atribuțiile de serviciu și că își neglijează familia, adică fiica, de când a preluat acest caz. O să povestesc cu detalii. Să ghicesc. Șeful poliției este genul de om care apreciază foarte mult valorile familiei. Ești foarte deșteaptă, Emma. Nu degeaba ești prietena mea. Mă bucur că sunt în tabăra ta. Crede-mă! E mai bine să trimitem de pe laptopul meu. Așa nu trezim nicio suspiciune. Sper că nu v-am răpit prea mult din timpul dumneavoastră prețios. Sunt doar o mamă foarte îngrijorată. Cu siguranță fiica noastră va avea nevoie de psiholog din cauza acestui caz. Sunteți singura mea speranță. Cu stimă, Sarah Summer, fosta Munteanu. E perfect. Lasă-mă pe mine. Aveți onoarea. Sent. Adio, Lara. Rocco, ce mai am azi în agenda? Întâlnire cu primarul din Lost City. Vrea să-ți mulțumească pentru că l-ai ajutat în campania electorală. Și nu putea să-mi trimită un mesaj? Altceva? Vizită la cantina socială. Au renovat-o cu banii asigurați de tine. Le-au mai rămas ceva și au făcut alături un adăpost pentru cei fără casă. Ne-au invitat să vedem rezultatele. Acolo vreau să merg. Și după trebuie să ne vedem cu Gino. I-am promis că îl sunăm și că stăm la o masă. E important să ne vedem cu el. Oamenii loiali sunt valoroși. Rocco, anulează întâlnirea cu primarul. Hai să o luăm și pe Ileana cu noi. E important să petrecem cât mai mult timp împreună. Și apropo de timp, trece foarte repede, iar noi încă nu am aflat nimic de diamante. Știu că tranzacția ar trebui să aibă loc peste 2 săptămâni. Hugo sigur știe ceva. Trebuie luat cu binișorul. Ceva îmi spune că o să coopereze, mai ales dacă află povestea lor reală. Nu o să-i spune nimic momentan. Ce nu știi, nu-ți poate face rău. Nu pot să cred. L-ai găsit? Ai grijă. Nu te sperea. El e Alfonso. Îl pierdusem de mult. Credeam că a ieșit și a fugit. Însă se pare că s-a cuibărit în pian. E al unchiului tău? Da. El m-a învățat să-i înțeleg. Spunea că ei au un al șaselea simț. Simt pericolul. Oare de ce s-o fi ascuns aici? Mai e ceva acolo? Nu. Nimic. În afară de asta. Sunt aici, doamnă Bell. Nu mă așteptam să ne revedem atât de curând. De obicei, durează luni întregi până se obțin astfel de hârtii, de care țineți dumneavoastră în mână. Iar eu nu mă așteptam să mă surprindeți așa, doamnă director. Mi se întâmplă rar. Se pare că e avantajul terenului propriu. Teren propriu? Teren advers? Vorbiți de parcă e o luptă, doamna Angivel. Viața toată este o luptă. De la început până la sfârșit. Nu sunteți de acord?
Și oricum, văd că aveți foarte multe camere de supraveghere aici. Ăsta e un fel de sistem de apărare, nu? Melvin, Nathan, femeia misterioasă a apărut la orfelinat. E urgent. Plecăm acum. Observ că vă place foarte mult Sun Tzu. Mi-ați citat din el și la prima noastră întâlnire. Trebuie să fii făcut dintr-un anumit aluat ca să-i poți înțelege învățăturile. Cu ce spuneați că vă ocupați? Sunt convinsă că vă amintiți foarte bine și asta, dacă vă amintiți citatul meu. Îmi place Sun Tzu. Una dintre cerințele șefului meu la angajare a fost o cultură generală de fier. Dar să trecem peste asta. Aș dori să văd copiii. Acum. Dumnezeule, câtă determinare de a face bine. Mai rar așa ceva. De fapt, dacă mă gândesc, niciodată nu am văzut asta de când conduc acest orfelinat. Adică din totdeauna. Toate au un început, stimată doamnă. Vă rog, copiii, după cum am convenit data trecută, timpul e prețios. Ne poate fi cel mai bun prieten. Sau cel mai mare dușman. Nu trebuie să ne scape de data asta, înțeles? Da, domnule inspector, am înțeles. Nathan, tu ai grijă să nu alunești din nou, ok? Da, domnule. Hai că mai avem două străzi și ajungem. Opre sirena. Hai, ieșiți! Doamna Angibel a venit să vă vadă. Cum îi spunem? Bună ziua, doamna Bel! Bună ziua, copii! Sunteți foarte frumoase. Mă bucur să vă cunosc. Aceștia sunt toți copii? Mă așteptam să fie mai mulți. Îmi pare rău că nu ați găsit ceea ce căutați. Aceștia sunt toți. Sunt doar 8 fetițe. Șeful meu căuta un orfelinat cu ceva mai mulți copii. Eventual și băieți. Pentru a face donații în bani, mâncare și hăinuțe frumoase. Hugo și Laura au plecat, deci puteți să faceți donațiile. Cine? Nimeni, am greșit, iertați-mă. Vizita dumneavoastră s-a încheiat. Și pentru că tot m-ați întrebat de camere, sunt necesare. Trimitem permanent imagini către Protecția Copilului și Departamentul de Poliție din Lost City. Preventiv, în cazul în care cineva are anumite intenții. Desigur. O măsură necesară. Vă mulțumesc pentru tot. O zi bună. Melvin, du-te la ieșirea din spate. Nathan, tu rămâi aici să păzești fața. Eu intru. Thank you.
scuze că sunt așa grăbită. Ne conversăm data viitoare. Hai că facem echipă bună, nu? Da. Ar trebui să ne deschidem o firmă de detectivi. Hugo și Lara. Detectivi profesioniști. Da, exact. Lara și Hugo, detectivi profesioniști. Și Lara a scris mai mare, iar Hugo a scris mai mic. Să nu se țină prea bine. Aproape să cadă jos dacă bate vântul. Glumeam, Hugo. Nu am nevoie. Îți las ție toată firma. Aveam dreptate. Sunt scris într-o limbă ciudată. Îți dai seama câte secrete ascund paginile astea? Aici se află răspunsul la tot ce s-a întâmplat în ultimul timp la orfelinat. Și le dăm pur și simplu Faustei? Nu, îi punem niște condiții. Să o aducă înapoi pe Maria, să ducă chestia aia în lumea de dincolo și să le dea câtă mâncare vor copiilor. Și să distrugă și cartea aia după ce faci toate astea. Sper să meargă planul. Hugo, unde e Alfonso? Vine el înapoi, stai liniștită. O să dormim aici și îl căutăm dimineață. Nu pot să dorm știind că mișună liber pe aici. Nu-ți face griji, trebuie doar să dorm cu gura închisă. Glumesc, Lara, nu o să dormim aici. Hai să plecăm. Înainte de asta, hai să punem măsuța aia la loc. Îmi place să știu că e acolo unde era. Diamantele lui Franco. Diamantele lui Franco? L-ai văzut cumva pe Franco pe aici? A suferit cumva Franco alături de tine? Nu. Noi le-am găsit, sunt diamantele noastre. În sfârșit ne surâde soarta și nouă. Diamantele astea nu cred că o să ne facă viața mai ușoară. Dimpotrivă. Bine, nu ne grăbim. O să ne gândim ce facem. Bine că le-am găsit. Hai să plecăm de aici. Ieșim pe ușa din spate. E mai sigur. Credeți că o să vă las de capul vostru? Orfelinatul e în partea cealaltă. Nu aveați de gând să-mi aduceți ce v-am cerut? Recunosc, nu mă așteptam să reușești. Acum ai obținut ce ai vrut. Lasă-ne să plecăm. Acum știți prea multe, nu pot să risc. Va trebui să vă închid în subsol până când o să mă hotărăsc ce fac cu voi. Lasă-l pe Hugo și ia-mă pe mine. Cerere acceptată. Am să vă iau pe amândoi. Așa cum am spus. Dă-ne drumul sau o să-ți pară rău. Crede-mă, nu m-ai văzut niciodată supărat. Așa, fugi! Ai noroc că nu vin după tine. Nu vrei să vezi cum fac dacă mă enervez. Ai speriat rău. Hai să mergem de aici până nu atragem atenția. Avem mașina în fața casei. Stresul ăsta mi-a stârnit apetitul. Vă, nu vă e foame? O
O să vă fac să regretați, chiar dacă va trebui să fie ultimul lucru pe care îl fac! Am văzut când ați ajuns acolo. De obicei, mă joc pe străzile alea. La scurt timp, a venit ea, de dată cu ale case. Nu am mai putut rezista și l-am sunat pe tatăl meu. Papa, e a doua oară când ne vii în ajutor. Cred că prietenia ta e mai importantă decât diamantele. Hugo, ești ok? Am auzit ce s-a întâmplat. Sunteți ok? Acum da. Vă cunoașteți? Da. Practic am crescut împreună. Familiile noastre sunt foarte apropiate. Mergeți la mine noaptea asta, da? Nu vă putem lăsa așa. Am vorbit cu Franco, e de acord. La noi veți fi în siguranță. Mergem. Ce zici, Hugo? Mergem la Eli și la Franco. Nu te bucuri? Mi-e rău. Cred că am mâncat cam mult. Mi-a părut bine să vă revăd. Dacă mai aveți nevoie de mine, mă găsiți pe teren de fotbal sau pe stradă. Întrebați pe cine de Pablo. Îmi place telefonul tău, Eli. M-aș putea obișnui cu el. Franco vrea să ne mutăm înapoi acasă. Abia aștept. Vreau să dau și eu petrecere și vreau neapărat să fiți și voi acolo. Unde e party, e și Hugo. Mă bag. Nu o să lipsim, Eli. Plus că nu am nicio amintire legată de vreo petrecere. Așa că o să fie ca prima din viața mea. Păi trebuie să facem atât de bună încât să nu o uiți niciodată, nu? Mi-e frig. Nu mi-am minte să fi lăsat cerea asta deschisă. Mă închid eu. Mi-e atât de dor de mama. O visez de multe ori. Și eu visez pe mama mea. Doar că nu-i văd fața. Sunt niște vise amestecate cu amintiri. Hugo, n-ai mai închis fereastra aia?